primul rând întâlnim o echipă în formă, o echipă care a făcut foarte bine până acum în campionat, lucruri foarte bune, atât ofensive cât și defensive, echipă care marchează, o echipă care marca multe goluri, a și primit și noi trebuie să, după dezamăgirea care am avut-o la Buzău, unde cred eu că iară n-am fost în ultimii 30 de metri, n-am fost efectiv foarte bine, inspirați. Sperăm ca în astea 4 zile care am avut să arătăm foarte bine acasă, pentru că noi contează numai victoria și vrem să jucăm să câștigăm. Sunt 3 puncte importante, campionatul e lung, sunt meciuri multe, fotbal totul durează o zi. Așa le-am zis jucătorilor, trebuie să ne încărcăm, trebuie să fim mental foarte bine, pentru că trebuie să facem fotbalul nostru, trebuie să ne impunem și ritmul și intensitatea jocului, jucăm acasă și sperăm să o facem. Conștienți că întâlnim o echipă care face lucrurile bine și sperăm să prindem noi o zi bună și atacanții noștri să fie mai inspirați, să facem mult mai bine ca și echipă, nu doar ei. Să aduce mingi multe și ei să fie inspirați să marcheze, pentru că și la Buzău am avut șansă, prima repriză puteam să marcăm, am avut acele ocazii cu Nare, cu Careu, care puteau să marcăm și dacă marcam noi primii, cred că era altfel. Din păcate n-am făcut-o și am fost dezamăgiți, dar acum trebuie să ne încărcăm foarte bine. Accidentați Iancu, Larie și Cojucar. E un moment dificil pentru că Faru e mai aproape de zona periculoasă de play-off. E decisiv meciul ăsta cu Dinamo pentru parcursul ulterior al echipei? Zona periculoasă, campionatul e așa, echipele sunt aproape, suntem la aceleași puncte, suntem acolo sus. Deci nu e campionatul, e de așa natură. Noi n-am avut continuitate în tot ce am făcut și clar că ai ajuns în momentele astea. Important să privim în față, ne uităm în față e un meci acasă, 3 puncte și după aceea numai de meciul ăsta putem vorbi și atât. Restul nu putem, trebuie să arătăm bine, cum am spus înainte. Pentru a câștiga. Doar în două apărare la primul gol. E o problemă da. Care vă îngrijorează? Problema e că câte am marcat. Normal că am primit, normal că ne uităm și la lucrul ăsta. Aspectul ăsta clar că avem grijă, dar noi am marcat și am avut și meciuri când n-am marcat. Vă zic așa, doar ce am vorbit cu echipa și asta, cu nou promovatele n-am marcat. Practic, eu o iau așa la început, că trebuie să marcăm, trebuie să jucăm, trebuie să facem un fotbal bun, bineînțeles că fără să neglijăm partea a doua, aspectul 2 pentru noi, acela de a te apăra foarte bine, de a face lucrurile foarte bine defensiv, de a fi agresiv în jumătatea adversă, de a face lucrurile bine, tot lucrurile care le-am făcut înainte. Că noi chiar ne-ați cunoscut, știți și știți că avem filozofia noastră și încercăm să o facem. Câteodată o facem mai bine, câteodată mai puțin, dar asta e. În fotbal, totdeauna de aceea e imprevizibil, de aceea e iubit, pentru că niciodată nu poți să vezi rezultatul. Trebuie să fii conectat, trebuie să ai entuziasm, trebuie să joci un fotbal bun și atunci practică lucrurile vin. Dacă nu, vin și rezultate când tu, rezultate mai puțin sperate. Este una dintre cauze absența lui Larie, pentru că acum 2 ani de zile când ați luat titlul, apărarea era una aproape imbatabilă, dacă nu greșesc, ați avut... Și cu Lale, Larie ne-a făcut foarte, foarte bine. Deci, practic, când a venit el 3 ani, am stat foarte bine. Larie a dat tot ce are mai bun. Din păcate s-a întâmplat accidentarea și de aici e clar că el era constructorul echipei, era omul care din apărare știa să dirigeze defensiv și ofensiv construia foarte mult. Acum am pierdut pe el, trebuie să facă ceilalți, ușor, ușor, până vine el, până poate, dacă își mai revine, dacă revine, care e o întrebare,
are o vârstă. Pentru că dați absent la fiecare meci, dar nu se știe exact care este problema și cam când e preconizată revenirea lui, dacă, așa cum spuneți, va mai reveni. Păi dacă nu putem să spunem când, înseamnă că nu e ușor ce a avut el. Dacă din a doua zi de pregătire sau când s-a întâmplat lucru, era o accidentare foarte gravă, care știam că va dura cel puțin 2-3 luni. Cel puțin 3 luni. Și așa că vom vedea în continuare. Avem răbdare, el se simte, aleargă, a ieșit afară, ușor începe să facă, dar de a alerga până a juca fotbal, e distanță mare. Până la ritm și intensitatea unui joc se petrec multe. Deci, practic, nu putem să estimăm în momentul de față că a fost o accidentare gravă. Totuși, sunteți dezamăgit de felul în care s-au apărat băieții la golul cu Buzău, din nou de pe partea dreaptă a apărării? În meci totdeauna se fac greșeli. Problema e că n-am marcat. E clar că a fost o greșeală. Într-un meci se poate întâmpla. Se poate întâmpla, chiar dacă la o fază unul n-a strâns, n-a marcat bine, l-a lăsat pe celălalt să paseze, că am vorbit toată săptămâna așa, să nu-i dea timp lui Costică să gândească, să aibă spațiu și timp ca să gândească, pentru că devine foarte bun. Și s-a întâmplat odată, dar important e că noi n-am atacat poarta, n-am făcut lucruri în ultimii 30 de metri foarte bine. Da. Acolo. Se simte o problemă cu postul de fundaș de repa? Nu. Nu, Sârbu a jucat, a făcut cât poate, a făcut, mai putem să venim cu alternative, vom vedea, deci nu, el a, nu uitați, 2003, deci e junior, nu e un junior sau un eligibil, totdeauna mai poți să accepti o greșeală, totdeauna mai trebuie să ai răbdare, pentru că, da, asta e farul, nu? Le dăm drumul la tineri, jucăm, facem, îi le punem, dar... Mai se întâmplă, dar el joacă, face bine, a jucat și acasă. Deci de ce nu lași meciurile în care el a jucat și am câștigat? La Ploiești a fost mulțumit, acum iarăși la el gol? La Ploiești nu a fost el de vină, la Ploiești a fost de vină Dănuleasa. Deci nu el. El a pierdut omul, el a lăsat pe grozav. Deci practic sunt copii, sunt tineri, știu, le-am zis lucrul ăsta, ei știu că practic contăm pe ei totdeauna, dar nu le creăm o presiune mare. Dar la un moment dat trebuie să fim efectivi, trebuie să facem. E un jucător care e de 3 ani cu noi și ne-a ajutat. E campion, a ieșit campion cu noi. Dar de ce nu spui că a intrat cu Steaua și a dat pasa decisivă la golul de ne-a făcut campioni, nu? Adică, vedeți, da, sunt lucruri, analize se fac, suntem de aceea cu noi, pentru că merită, pentru că e un jucător care are calitățile lui. E clar că nu e un Dan Petrescu. Nu, sau... Un Dani Alves, da, e un jucător mai german, mai puternic, mai de interior, nu așa împingă foarte bine ofensiv, dar a avut meciuri când a jucat bine, când a scos pe Popescu atunci acasă și a jucat el și a jucat bine, deci na, nu, cu toate că mai avem momente când trebuie să le spunem anumite lucruri, că sunt evidente, trebuie să spunem, dar le spunem ca să nu se mai repete sau să nu mai... Pentru ei să învețe. În restul, nu. E puțin ciudat că FAR a pierdut cu ultimele 3 clasate, adică victoriile... E un campionat, e un campionat care... Da. Da, poate mici detalii care sunt. Totdeauna în fotbal sunt lucruri de... Fotbal are două faze, faza ofensivă și faza defensivă. Când le aplici, le faci foarte bine cu tranziție, practic lucrurile... merg foarte bine. Deci, practic și defensiv și ofensiv, trebuie să cauți poarta. Trebuie să faci în așa fel să te duci spre poartă, să ajungi în careu, să faci lucruri în careu. Degeaba faci construcție, circulația mingii, combini și nu ataci poarta. Cu mingea, fără minge, trebuie să o ataci. În modul ăsta, atunci poți să marchezi goluri. Deci, practic, noi asta, cred că ne trebuie să lucrăm la aspectul ăsta, ca și echipă. Atenție, că pierdem împreună, câștigăm împreună, nu dăm doar pe un jucător sau doar el, sau practic, cum spunem și ne place să spunem că echipa câștigă trofee și meciurile, jucătorul face diferența, așa e și când pierdem cu toții, nu, toți am făcut o greșeală, toți am făcut ceva care mai trebuia să facem ceva în plus, așa că nu... Denis a spus că dacă
jucătorii nu dau mai mult pe teren, risca, de farul riscă să se luptă la retrogradare. Eu v-am zis că va fi un an greu. Toată lumea trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Denis să se gândească să marcheze multe goluri. Și atunci o să câștigăm meciuri. Și toți trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru farul. Așa că fiecare care intră trebuie să încerce să dea tot ce are mai bun. Denis să ne ajute să dea goluri și atunci o să fie... Și iar noi o să-i aducem mingea pe acolo, o să încercăm să-i aducem cât putem noi mai mult. El și ceilalți atacanți, bineînțeles, împreună să facă o muncă foarte bună care să facă pe farul să câștige meciuri. Se anunță un meci cu casa închisă. E logic, e normal, până la urmă, nu? Până la urmă și farul în ultimii ani arată de la bine în sus lucruri care e un fotbal bun și atunci e normal, toată lumea, e un meci care a trezit fotbalul pentru suporteri și atunci e clar că e bucură, e bine, mai ales că e stadionul mic. E mic, e prea mic, dar noi tot timpul jucăm cu 60-70%, 80% gradul de ocupare al stadionului, dar e mic. Sperăm că stadionul nou care o să vină, atunci să vedem tot ce înseamnă Constanța și Dobrogea, să vedem cât de mult suntem acolo, atunci trebuie să-l umplem și atunci trebuie să facem, chiar să ne vedem cu toții, să facem 15.000 de abonați. Care, de ce se, acolo trebuie să fie targetul. Bineînțeles că e cam puțin. De ce? Nu e mult nimic. Constanța nu înseamnă, avem Dobrogea toată. Iar Dobrogea e mare și eu cred că Farul e singura echipă cea mai iubită în Dobrogea și fiecare trebuie să vină să fie partener cu Farul. Suporterul e... De ce e suporter? Că el ne suportă, vine după noi, e cu noi și la bine și la rău și de acolo trebuie să... Asta înseamnă identitatea unui club, să avem suporteri. Și fiecare cu inima, că suporterul e emoțional, el gândește și vine și actuează emoțional. El vine pentru culori, el nu pleacă niciodată. Deci asta trebuie făcut. Foarte clar, e primul aspect care Farul trebuie să dezvolte în direcția asta acum, mai ales că s-a aprobat stadionul. Tot ce era vechi din toți anii, de 100 de ani, să vină și să susțină Farul. Într-un fel, da, cu fiecare, cu gândul, cu inima, cu sufletul, și la bine și la rău, pentru că în viață nu știm ce se poate întâmpla mâine, poimine, nu ne aparține nouă, suntem doar, iubim ceva și suntem alături de cei care, de echipa care ne place. Și cred eu că constanțenii dobrogeni, cred că primarul e Farul și după aceea sunt alții care îi considerăm că sunt cei care vor să ne bată, adică vor să dușmani, nu sunt... chiar dacă mai avem cunoștințe sau prieteni, dar sunt dușmani. Când e, cam așa trebuie din punctul nostru de vedere, în momentul de față. Constanțenii sunt cu noi, eu așa cred. Apropo de semnarea contractului din această săptămână, ați fost la București împreună cu domnul primar și v-ați întâlnit și cu domnul premier Ciolacu. Ați discutat eventual de legea sportului pe care tot ați invocat-o. Asta nu e treaba mea, e treaba lui Popescu, el să discute, că el lucrează acolo, el e zi de zi acolo, nu e a mea. Și cred eu că și Popescu a avut o contribuție importantă, eu n-am avut nimic. Domnul primar a avut o contribuție importantă de a susține și de a face tot posibilul ca să se facă stadionul. Gica a stat acolo, a muncit foarte bine și a stat, cum a zis, a stat zi de zi acolo ca să se facă lucrul ăsta. Cu Piteștiul, care la fel în aceea zi s-a aprobat două stadioane al lui Nicolae Dobrin și al lui Gheorghe Hagi. Deci, da, ceva bun, ceva de perspectivă pentru copii, pentru generațiile viitoare, pentru oraș, pentru comunitate, pentru toți, că nu sunt, ele aparțin orașului, a comunității și sunt al comunității, unde o echipă, un club își va desfășura activitatea închiriind, nu e terenul nostru, vom închiria terenul, deci nu o să fie ceva gratis. Practic, da, ne bucurăm, o să fie, numai cu gândul ăsta o să muncim de acum 2 ani, să se facă, 2 cât va fi,
și să Constanța o să aibă o bijuterie frumoasă și Piteștiul la fel, Mister, care merită. Tot timpul de partea asta financiară. Parma este un club stabil, fără datorii. Mâine întâlniți reprezentanta unui club în insolvență, căruia i s-au șters 5 milioane de euro, dar care își permite să plătească salarii de 15.000 și să aducă câte 25 de jucători. E o concurență loială? Eu joc. Mâine știu că am meci cu Dinamo. Știu că e un club mare, un club de tradiție care a făcut atât de bine României în perioade foarte bune. Deci eu trebuie să fiu pregătit de lucrul ăsta, eu trebuie să mobilizez jucătorii mei să joace un fotbal bun mâine, să fim mai buni ca ei, așa cum am făcut în nenumărate meciuri, nu cum am făcut anul trecut, deci să fie că pentru că ne-au arătat că știu fotbal și pot juca, trebuie să fim noi, trebuie să jucăm fotbal și nimic, restul nu mă interesează, nu sunt... Rămân pe partea mea tehnică, vreau să rămân acolo și nu vreau să intru în altele. Ce ziceți de surprizele din Champions League? Și Bayern și Realul la bătaia asta? Probabil se echilibrează lucrurile în Europa, probabil anumite lucruri sunt că arată că toți suntem oameni, odată joci mai bine, odată mai puțin, dar cu siguranță că succesul se planifică, aia e clar, 100% mai devreme sau mai târziu, dacă ești bun și valoros, te duci acolo, odată poate poți să joci, poți să pierzi un meci, că ești, suntem oameni și nu tot timpul dăm randamentul, nu totdeauna ne sculăm așa cum cam fiecare zi să fim montați sau să fim foarte buni, să arătăm că gânduri și că probleme toți avem și nu sunt. Asta e fotbalul, dar arată că se poate. Eu când văd aceste rezultate, totdeauna e speranța că ea moare ultima. Și atunci se poate, se poate. Dacă muncești bine, planifici lucrurile bine, se poate așa cum și noi am putut să ieșim campioni. Cred că se poate, se poate orice. Ați mai primit o veste bună săptămâna asta. Ianis da. A arătat cât de mult iubește fotbalul și a renunțat la o sumă mare ca să poată juca din nou la prima echipă, că ăsta era impedimentul clauza aceea. Ianis e la un club imens, mare, Ianis e fericit. Și eu sunt liniștit acum, pot să dorm liniștit.